Dintre băuturile alcoolice, berea și vinul sunt cele mai puțin nocive, deoarece nu au la bază alcool distilat, coloranți, aditivi și alte substanțe care ar putea fi dăunătoare organismului. Vinurile seci și demiseci sunt de preferat celor dulci. Acestea nu conțin zahăr și au în plus proprietăți antioxidante, fac bine inimii și nu îngrașă foarte rău. Caloriile vor veni doar din alcool, explică doctorul Eduard Adamescu, nutriționist și diabetolog. Ca să alegeți un vin de calitate, specialiștii vă sfătuie să țineți cont de preț și să vă antrenați simțurile. Vinurile ieftine nu sunt de obicei vinuri bune. Un vin de calitate costă între 3 și 10 euro, spune Sergiu Nedela, somelier. Un vin bun este limpede, are o culoare plăcută și miroase apetisant. Alegeți un vin galben pai, galben auriu sau unul de un roșu aprins, roșu violaceu. Acestea sunt vinuri mai vechi. Feriți-vă în schimb de cele amărui cu iz oțetit, ori de cele extrem de dulci, vă recomandă somelierul Sergiu Nedelea. Berea este de asemenea obținută printr-un proces natural de fermentare, nu are un conținut ridicat de alcool și este bogată în vitamina B. O bere bună este limpede, nu foarte acră și nici foarte amară. În cantități mici, un pahar, două, alungă tensiunea nervoasă și înlătură senzația de oboseală. Cercetătorii afirmă că berea favorizează digestia, normalizează ritmul cardiac și tensiunea arterială și crește pofta de mâncare. Cei care suferă de hipertensiune trebuie să se limiteze la berea fără alcool.